Cald spitalele pe noi este strigătul disperat al medicilor din multe unități medicale din țară. Spre exemplu, spitalul Marius Nasta din capitală funcționează într-o clădire veche de peste 100 de ani care se poate prăbuși oricând. În tot acest timp, pacienții de la Victor Babeș stau de zile întregi în frig și fără apă caldă. Reticența românilor de a merge la doctor are un fundament cât se poate de real. Munca medicilor este subminată de condițiile în care sunt nevoiți să-și desfășoare activitatea. La spitalul Victor Babeș din capitală, pacienții stau în frig de zile bune. Astăzi au rămas și fără curent electric. Este doar o avarie minoră, spune managerul unității medicale. Este vorba de o defecțiune minoră la o priză, care nu se află în salon, pe un singur pavion din cele șase. S-a întrerupt curentul o oră, a fost reparată defecțiunea, cu specialiști, deci nu cu amatori, în sensul că erau electricieni noștri care au rezolvat problema. Fiind o oră fără lumină, sigur fără curent, pompele n-au funcționat și probabil s-a simțit o diferență de temperatură. Problemele sunt nelipsite din spitalele românești. Dacă nu este vorba de căldură și apă caldă, atunci actul medical se desfășoară în clădiri improprii. Este și cazul Institutului Marius Nasta. Clădirile foarte vechi, clădiri peste 100 de ani, cu circuite extrem de dificil de asigurat, cu circuite care de multe ori pentru a putea fi realizate înseamnă timing orar, ceea ce afectează foarte mult programul de lucru și modul în care se desfășoară activitățile. Pe hârtie, soluția este simplă: construirea de noi spitale. În realitate, totul se lovește de subfinanțarea cronică a infrastructurii medicale. Institutul Marius Nasta are nevoie de clădiri noi, de un spital nou, pentru că în acest mod am putea oferi nu doar o calitate a actului medical, dar și un confort hotelier pacienților care se adresează Institutului Marius Nasta. Dezastrul din spitale se reflectă deja în percepția românilor cu privire la sistemul medical. Mulți sunt mai speriați de o posibilă internare decât de boala în sine. Spitalele din România ar trebui dărâmate de la temelie și făcute altele noi. Nu mă internez, dar știu că mor, mă chinui de m-ar mânca viermi în patul meu și eu nu m-aș duce în spital. Eu am născut în urmă cu 9 luni și clar nu sunt condiții. Am văzut ce... Lasă de dorit, ce sistemul sanitar din România chiar lasă de dorit. Ajungi cu o boală și pleci cu 10. De altfel, un studiu recent arată că 7 din 10 români se tem mai mult de spitalizare decât de infectarea cu noul coronavirus.